Patronii de restaurante din Spania nu vor să plătească farfuriile sparte în timpul pandemiei. Mai mulți proprietari de afaceri au protestat spărgând la propriu vesela din restaurantele care stau închise în mai multe regiuni ale țării. Între timp, justiția din țara Bascilor a hotărât că restaurantele nu sunt cauza focarelor de COVID-19. În ciuda deciziei guvernului regiunii, colegul meu Felix Damian este în direct uh, cu noi. Bună dimineața, Felix, ai urmărit uh, evenimentele din, uh, din ultimele zile. De ce Parc farfurii patronii de baruri și de restaurante din Spania. Este vorba de un gest simbolic de protest, Andrei. Patronii de restaurante, baruri și hoteluri din Spania nu mai știu ce să facă. Criza lor nu pare să se încheie, de aproape un an suferă pierderi de 50% și sunt băgați practic în faliment de restricțiile sanitare. De această dată s-au adunat în mai multe orașe din Spania, iar la Madrid, în fața Ministerului Finanțelor, au spart farfurii ca să protesteze față de discriminarea sectorului și ca să pună în scenă zicala că cineva trebuie să plătească farfuriile parte, iar pentru această pandemie ei refuză să o facă în locul politicienilor. Din câte se poate observa, până și instanțele au început să le cam dea dreptate patronilor din Horeca, ce spune instanța despre infectările din restaurante. În țara Bascilor s-a întâmplat așa ceva, tocmai a fost câștigat un proces împotriva deciziei autorităților de a închide restaurantele și barurile, un judecător a suspendat ordinul guvernului, pe motiv că această activitate nu este recunoscută ca fiind una de risc grav și dovedit pentru sănătatea publică. Așadar, victorie pentru patronii de acolo, barurile și restaurantele din țara Bascilor pot să redeschidă. Afacerile. Din câte mi-aduc aminte, decizii asemănătoare în justiție au existat lunile trecute și în Germania, însă nu a fost de ajuns și cel mai probabil nu va fi de ajuns o astfel de decizie în instanță ca să-i scape Felix pe patronii din Horeca de criza provocată de pandemie. Așteaptă patronii din Spania ajutor din partea guvernului, au primit ceva până acum. Nu au primit aproape nimic decât ajutoare sporadice la nivel regional. Ei revendică ajutoare în valoare de aproape 8,5 miliarde de euro pierderi suferite în ultimul an. Vor să fie ajutați ca să-și mențină afacerile deschise, să nu mai fie discriminați și, nu în ultimul rând, să fie lăsați să muncească la fel cum o fac și cei din mall din magazine sau din alte spații comerciale. Multe restaurante din Spania sunt case cu tradiție, care fac parte deja din cultura gastronomică spaniolă, iar pandemia le pune lacătul pe ușă multora, în unele cazuri chiar pentru totdeauna. Astăzi începe de altfel avalanșa de, de, de denunțuri depuse pe numele Guvernului pentru pierderile suferite din cauza restricțiilor.